te rog. Acum are 8 alea, dacă nu dau cu 8 nici acum eu bag picioarele, mă. Hai ce dă-i cu alea, mă. Ia să vedem ce o să se întâmple. No, salta, prieteni, eu sunt Terex și bine v-am regăsit la un episod din Jurassic World: The Game. Ce faceți, mă, nebunilor, măi? S-a băgat un hibrid nou, s-a băgat un boss nou, toată lumea știe despre asta, toată lumea mi-a spus un comentariu și nu m-ați lăsat în pace. Chiar dacă eu știam de existența lor, înainte să apară chestiile astea, înainte să fie anunțate, eu știam de existența lor, dar totuși lumea a zis să mă informeze, măi, fiindcă, na, voi țineți la mine, voi țineți la sănătatea mea a jocurilor, trebuie să-mi spuneți toate chestiile necesare de lumea jocurilor, mă, bată-vă Dumnezeu, bă, da, bă, vă iubesc pentru chestia asta, sunteți tari. Dacă ar fi să fiu unul de ăsta care nu e la curent cu absolut nimic, voi ați fi salvarea mea. Oh, avem hibrid ăsta aici, dar nu știu de ce am vrut să zic Extentation-ul ăsta. Doamne, Xodon, choose Bananogius is Factinus to create an aquatic hybrid powerful than both. Probabil că nu o să creăm chestia asta, mă, oameni, fiindcă nu stau foarte bine cu ADN-ul, dar arată destul de interesant, adică e un pește cu Gorgosaurus, ceva de genul așa, arată relativ ok. Și-a pus acolo mare special off. Pe deasupra mea avem și pe Akupara 81, oameni, în sfârșit un boss nou, mă, oameni, în sfârșit un boss nou, bă, și de când ce e lumea, un boss Spinozaur. Și sincer să fiu, un boss Spinozaur n-ar fi chiar așa, dar chiar dacă sunt împotriva chestia astea, totuși am avut un boss Pterandon, un boss Pterodactyl, am avut câte doi boss din fiecare, dacă e să o pui așa. Un boss Spinozaur cred că ar fi destul de ok, nu zic că ar fi ceva rău, ar fi mișto să vedem niște animații unicat pe acolo. Dar chestia asta arată super, frate, uite cum arată dihania asta, ai de capul meu. Oi, abia aștept să-i trag niște pumni în fața la dihania asta. Pe deasupra, ia să colectăm noi și Mystery Pack-ul ăsta. Am modificat parcul, mă, oameni, fiindcă am nevoie de coins în prostie. Îmi trebuie coins, ați auzit foarte bine. Îmi trebuie coins. Coinsul, în sfârșit, are o utilitate foarte importantă acum, care ne permite să facem rost de moduri, mă, oameni. Și am văzut acum la... ai de cap, uite, da, asta vorbeam. Am văzut la The Gaming Puffer, oameni, am făcut el o șmecherie acolo și a explicat el cum poți să faci rost de coins rapid și foarte ușor. Și m-am gândit să fac și eu ce a făcut el acolo. Efectiv, ai nevoie de fântâniele, de John Hammond. Încă mai evoluez creatura asta aici. Trebuia să fie gata până acum, da. Terex nu prea acordă atenție mare. Terex are atenție distributivă, doar că atenția distributivă a Terex e puțin cam stricată. Problema e în felul următor. Eu n-am destui bani ca să fac toată chestia asta, am început de cât așa aveți. Pui două rânduri de fântânele, înconjur totul cu două rânduri de fântânele și acolo pe mijloc niște de-astea cu John Hammond, știi? Și așa te faci în tot parcul. Și aici am de gând să construiesc un sanctuar pentru hibrid, așa puteți să pune aici pe Indoraptor, pe Indominus, eventual pe Rexis o pune aici. Dar e o chestie faină, de câți bani colectez eu toată nebunia asta, că am nevoie la evenimente. Un total de aproape 5 milioane, deci nu știu de 5 milioane, fiindcă am colectat mai repede la trenul ăsta, în fine. Dar un total de 5 milioane, stai că de la asta l-am colectat. Ok, vine și acolo vreo 800.000, 5 milioane și de aici, bum! 6 milioane aproape, deci din toată șmecheria asta ce am eu aici, aproape 6 milioane și bonusul la creaturile astea dă în jur de, uite, la asta e bine, asta e bonusul mai mic, că n-ai în capătul ăsta aici, am făcut chestia asta numai ca să încapă mai multe creaturi pe banda asta, să pot să pun și aici dihănii dintre astea, dar am făcut aproape 6 milioane de toată nebunia asta, oameni, ceea ce e foarte bine, da, nu mă plâng, tactica asta chiar merge foarte bine. Mă întreb oare cât i-au luat omului să se gândească la asta. Pur și simplu ne-au stat să... Bine că statuile astea sunt foarte efective din cauza că astea au un range destul de bun, vezi? Astea au un bonus de 10% și astea au un bonus de 7%, un total de bonus de 27%. Dacă ai, uite, vezi, două de-astea și o de-astea așa, de bonus de 27%. Am pus și chestia asta, cea că e frumoasă și dă și asta bonus. Bă, ești nebun și asta dă bonus. Nici așa asta are range mare. Ai dica, am pus-o frumos așa la intrare, trebuia să o pun asta, îmi place. Și aici am toți bossii, mă, oameni, și aici urma să fie bossul ăla, urma să fie Akupara sau cum dracu' zile din ăștia. Ok, mă, da, nu o să fac asta. Ai, nu. Da. Ia, da, coins la T-Rex. Coins, gold. Am înnebunit. Stai așa, asta mere. Că de ce nu? Acolo ca să fie trailurile făcute, aici nu. Ok, cam asta a fost o țară. Pot să fac trailul ăsta? Nu, nu pot să fac. Oricum nu faceam așa ceva. Paradise Lagoon, ce dracu. Laguna Paradisului, ești nebun. Ia zi, am completat ceva pe aici? Mă, da, misiunea asta a bat-o Dumnezeu, am zis că azi o termin. Doamne, mai trebuie mai puțin, îmi trebuie 1000 Trebuie vreo 1200. Bă, să-l bată Dumnezeu pe copilul ăsta. Bă, dar nu poți să mai mulțumești copilăretul de ziua de azi cu nimic, bă, bată-i Dumnezeu. Dar dă misiunea aia în coace, tunatea sorta, stetunie. Aaaa, aveți și turnul ăsta cu mamutul în care lumea se plânge că e puțin cam greu. Eu nu zic că e foarte greu, bine, eu când am început să rup în era totul ok. Uite, avem aici un solid gold, avem aici un Golden Rewards, avem aici un World Mastery și avem și evenimentul ăla. Hai să le luăm pe rând, bă, oameni, să le facem pe rând. Începem cu ăsta, că ăsta e cel mai greu de toate, sau așa s-a presupune că e cel mai greu de toate. Acum, ia să vedem ce avem noi aici. Avem un rally, avem un endurance și avem un de la un... Ok, am înțeles cum să-i foarte ușor ce se întâmplă aici la noi. Direct așa, habar n-am ce dracului fac acum, așa, și așa, uite așa, perfect. Și în consecință o să trebuiască eu să pun acum ce ar merge bine, un golden tut. Un piercing, poate un piercing by, dar ne, nu știu la ce la așa chestia asta. Rally ăsta ar fi destul de, ar fi bun un nullify. De nou, nu știu dacă ar fi bun nullify. Ia să vedem, pot să le, deci așa avem ajută domnule, dacă pun un blizzard nu o să mă aștept la cine știe ce. O să dau un endurance, hai să boostăm echipa. Ok. O să un nu în alfa, asta un rally, uite, o să punem un rally. Și pentru Indoraptor, pentru Indoraptor, ce să pun eu are pentru Indoraptor? Indoraptorul... Iar nu i-aș pune absolut nimic lui Indoraptor. Dacă că o să-i pun un nullify, numai așa, fiindcă Indoraptor o să-i omoare pe tot ce mai probabil și mai bine să folosesc nullify ăla ca să le anulez toată puterea, toate modurile alea. Ai dracu, dinosauri sunt boostați hoții. Ok, direct, ia să vedem. Direct boost de HP la toată lumea. Direct boost de atac la toată lumea. Așa. Ala, și acum dă și asta buză. Asta așa, băi, opa, mi-am copiat adversarul aparent. Trebuia să și pușa de acolo ca să-l copiez în totalitate. Ok, ai de capul meu. Deci, da, stai că nu mi-a afectat atacul cu... Ok, să pun un bloc. Nu mi-a afectat atacul cu absolut nimic, fiindcă a dat un boost de atac și după aia a venit el și mi-a luat boostul ăla de atac. Am înțeles. Interesantă strategia a fost Terexul ăla, chiar dacă a fost cu totul la întâmplare. Ia să încerc să... Nu mă atacă, am înțeles. Atunci o să pun două blocuri și atunci o să fie nevoie să mă ataci. Mai mult sau mai puțin. Ia să te văd ce știi tu să faci. A fost oamenii ăștia care aveți... Bă, ce dracu, telefon nebun! Ăștia care aveți 18 ani în sus, ați fost la vot, mă, oameni, deși nu cred că se uită nimeni care are dracule de ce s-a uitat. Eu unul n-am fost la vot, fiindcă oricum țara asta e distrusă și în fiecare sezon de votare e la fel. Și mi-a fost și să lăsesc în casă pe deasupra, dar în fiecare sezon la fel, frate, toată lumea, hai să ieșim la vot, facem o țară mai bună și peste vreo câteva săptămâni, luni, realizăm că n-am realizat nimic, că a votat, mi-a votat degeaba. Că până la urmă, cam tot degeaba să votează în țara asta. Țara asta e degeaba și toți oamenii din țara asta sunt degeaba, mă, oameni. Nu știu ce să-i, dar suntem all doomed, așa, știi? Nu prea, suntem o țară fără soartă, gata, așa, du la dracu ăla de acolo. Bun, n-am încredere în prostia de ăsta pasaur sau cealaltă, dar e nivel 30 totuși, deci n-ar trebui să fie foarte puternic. Ia să vedem, direct nu-l faci și la tine acolo, domnule, fără boost de atac. N-ai voie cu așa ceva. Ok, Indoraptorul efectiv distruge tot. Oh, m-a atacat? No, bine, eu sunt foarte fericit că m-a atacat cu toate patru. Nebun, am fost puțin șocat. Ok, atunci facem în felul următor. Dau cu două, Indoraptorul posibil să muște țărâna acum, dar nu-i problemă, fiindcă Felix o să-i spele rușinea. Bă, vreau să vă întreb o chestie, care a văzut filmul cu Rango, bă, oameni? Cine știe filmul cu Rango? L-am văzut și acum 2 zile, cred că l-am văzut sâmbătă în seară. E un film fain, o animație fain, așa. Ok, se pare că Indoraptor să aibă kill-ul final. Du-te, atacul la fain de rechin. Dar e un film fain, oameni, cu un cameleon. Băi, și am văzut, nu știu, am văzut o secvență pe YouTube, mi-a apărut la recomandări pe acolo și m-am uitat și am văzut o față ciudată acolo. Ce, bă, ce dracu e asta, bă, de ce recomandă YouTube tot fel de chestii ciudate. Și am zis, hai să vedem ce dracu e asta, fiindcă eu am tendința să mă uit la chestii ciudate pe YouTube. Da, mă, așa de retardat. Și da, acolo, băi, și am văzut că e destul de interesant, dar zic, băi, asta așa că filmul ăsta nu pare așa de rău pe cum arată. Și, na, cei de filmul n-ar da rău deloc, decât caracterul principal arată ca naiba. O să vă aduc aminte de Terex, dacă... Da, apropo, filmul se numește Rango și nu e o coincidență, vine de la Durango, mă, oameni. Efectiv așa, dacă... câte 16, câte 17, mai culiță, mamă, câte izdienii acolo. Mă aproape foarte repede de un al 3-lea Indoraptor. Ai ghica meu, abia aștept chestia asta. Dar, băi, mi se pare mie sau cam țip? Cred că v-ați dat și vățea că e plină zi când filmez acum. Și că Terex-ul are vocea full. Chiar dacă m-am culcat la 3, m-am sculat dracu la 8. Pentru că na, a trebuit să așteptă dacă s-a uitat la secția de votare, fiindcă na, el a fost în comisie acolo sau ceva. Și a trebuit să stea să numere voturile la fraier. Ai de cap, mă, vă dați seama ce viață faină. Noi asta vedem, trebuie amfibieni aici. Deci dacă pun numai amfibieni am rezolvat problema. L-am folosit pe Golden, tu cumva că l-am folosit pe Golden, tu nu mai mi-aduc aminte. În fine, tu ai foarte mult atac, domnule, treci acolo. Tu, domnule, ai foarte mult atac și tu. Și Gorgosuciul ăsta, mega Gorgonul, care are, văd că cel mai puternic, cel mai puțin atac dintre toți. În fine, bag acolo, Terex, nu mai lungi că lumea vrea să vadă acțiune, nu vorbe. Vorbele nu câștigă. Așa a fost cu țara asta, ne-au cumpărat cu vorbe, fierarea e dracu să fie. O să le mănânc sufletul într-o zi, ai din cap. Am un coș aici pe falcă și mă mănâncă și mă doare în același timp. Eu sunt foarte multitasking, că v-am zis vouă. Pe mine, când îmi iese o protuberanță pe față sau ceva de genul, mă și mănâncă, mă și doare în același timp. E foarte faină vârsta asta, ce pot să spun, ai de cap, responsabilități și chestii și pe propria răspunde, dacă faci o prostie, mă, direct îmi pun pușcăria, asta e că nu așa se face, direct îmi pun pușcăria, bată-te Dumnezeu de Golan, cam așa se spune, și acum lumea, lumea sare în cap pentru orice. Când erai copil și făceai o prostie, aia, copil e mic și prost nu știe, acum că e mare, e mare și prost și e conștient și totuși face ce face. Ai mei că se audă mie că mă uit la desene animate, adică când o să mă maturizez și o să o chestii de-astea. Care-i problema dacă vreau să mă uit la desene animate? Adică care-i problema? Am văzut oameni și de 70 de ani ca să uit la desene animate, deci nu le știe nimic. Căci că lasă-i să jucă și bătrânețea, atunci lasă-mă să duc și o tinerețea. La ce dracu vrei să mă uit? Nu-i nimic interesant la televizor ca să te zici că-ți merită să te uiți. Și rarul când deschizi o televizorul așa ca să fie. Uai, cam ce-mi place șatul așa face. Da, rarori când deschid și-o televizorul să mă uit la el așa. Mă uit la desene, adică altceva n-am la ce să mă uit, dă-le la dracul aici, sunt numai porcări la televizor, oameni. N-ai ce să vezi. Filme nu mai sunt ce au fost odată, emisiunile nu mai sunt ce au fost odată, documentare nu mai sunt. Obișnuiam să mă uit la documentare cu animale, cu supraviețuiri, cu astea, nu prea mai sunt cine știe ce, fiindcă s-au făcut cam tot și toate. Bă, ce să cred că am început într-o foarte neagră, să-mi bat picioarele. Adică nu că am început într-o foarte neagră, ne adâncim în era asta foarte neagră în care suntem, dar zic că s-a apropie o era de asta așa de neagră pentru televiziune, pentru astea. E foarte trist, mă, oameni, înainte erau atât de multe emisiuni, paine și... Am văzut, nu mai știu la care episodul de Jurassic World: The Game sau la Durango, nu mai știu, dar am văzut că mulți știază Stephen Irwin, mă, oameni, și ați copilărit unul dintre voi cu el acolo și... E fain că ne-am strâns mai mulți așa ca să comemorăm existența lui acolo și moartea și chestii de-astea, dar băi, ne mai trebuie nou un aventurier de-asta, ne mai trebuie nou un om de-asta care să aibă dragoste pentru animale, numai pentru bani și televiziune și pentru camere de film. Raptor Jesus vine în ajutorul Terex cu ADN-ul și un astrofreak. Ok, ia să trecem la următoarea acțiune și anume să batem boss-ul ăla, battle Dumnezeu. Încă nu, copilul ăla încă nu vrea să-mi dea resursele. Bată-l Dumnezeu, ia dă chestia asta încoace. Așa. Domnule Zac, Michel, ia dă tu la mine, ai de ca, uite-te și tu numărul ăla. Uite-te că noi nu plecăm acasă până nu primim resursa noastră. Ha, și acum mă și fac că e numai 999 acolo, să-mi bag picioarea că nu dau, ai de cap. Na, uite-te, du-te la dracu, facem o luptă cu bossul ăsta și atunci termin și misiunea. Doamne, mă chinuie rău de tot prostia de misiune. Văd că aveți un battle stage acolo. Ia să vedem ce... Oi de cap, meu, lumea deja a completat mai la jumătate, mai bine de jumătate. Ia să vedem, noi avem statuia asta faină aici, care dă bonus de 5%, nu ne interesează bonusul nou, până ne interesează statuia ca să fim mari elocvenți aici. Ei, pot să-mi folosesc ortocantosul aici. Are 6000 cu 350. Bă, nu e rău. Deci, din ce o să am eu nevoie? O să am nevoie de creaturi de cave ca să bat dihanii asta. Da, creaturile mele de cave nu sunt foarte evoluate, ce pot să spun. Dar uite, așa o să funcționeze foarte bine. Strategia lui Terex e foarte bine pusă la... Bată-mă, Dumnezeu, măi! Aia, mi s-a înfundat nasul, e nebun, afară sunt vreo 27 de grade, mie mi s-a înfundat nasul. Uite asta, uite, vedeți cât de invers funcționează Terex în sensul... Bă, dar ce dracu să încarcă, bă, atâta, bă. Bă, hai că vreau să și lupt cu chestia asta. După 50 de milioane. Că dacă e invizibil, hai și întoarce sub pământ. Uite, cam a fost tare. Aia a fost tare, a ieșit de sub pământ în țărână, probabil. Oia, capul, asta e cea mai mare săstoasă pe care am văzut-o vreodată. Dar arată foarte sclipitor, așa, arată drăguț. Uai, dar arată fain, mă întrebare, ce animație unicat are, ce mod să pregătește să-mi distrugă existența asta vreme. Deocamdată văd că nota acolo liniștită, n-are treabă. Lumina asta cu gradientul ăsta fain acolo în fundal, tot așa peisaj vulcanic, ești nebun? Haide, fă ceva interesant, țestoasă. Dezlămțuie puterea în fața mea. Uite capul, uite cât de mare chestia asta. Ia ce știe să facă. Direct un cap în căpățână la mine. Ai, ai doamne. Ok, asta n-a fost cine știe ce. Eu m-am așteptat la ceva mai impresionant ta. Hai să dăm primul KO, ce zice de asta. Haide că am nevoie de 7 ca să-l omor. Fiar să fie, asta a fost o decizie foarte proastă din partea mea. Hei, hai să-l doborâm pe prima dată, să vedem animația când se ridică. Du-te, micuțule, fă-mă mândru. Uite cum se duce la coașa. Aia, animație default testoasă. Dar plutește, ești nebun? Opa, opa, opa. E, asta a fost asta tare. A făcut așa. A fost ca și cum mi-aș da ceva un impuls. A zis, trăiește! Bum! Oide, cam a văzut cum avea, a fost ceva de genul. Nu! Bam! Direct palmă peste față. Ok. Mai mergem de două locuri. 3, o să fac așa. Nu vreau să mă elimine, aia e toate. Oh, nu! Oh, nu, am făcut o greșeală! Oh, dacă 4! Hei, n-a fost o greșeală atât de mare. Ia să vedem. Bănuiesc că aici moare și Bananogius. Deci, așa și așa. Aleluia, Bananogius, te duci ca tot, te duci pe John Hammond. Hei, dar îmi place animația că vine așa și de cumva. Bă, dar altfel nu mai știi tu să faci decât vis și muși și chestii astea. Am văzut, gata, ai animații de țăstoasă default. Vreau să văd atacul ăla de 8, ăla blană. Acum nu știu câte dracu are, vreau să-i dau trigger să dea cu 8, frate. Trebuie să duc boss-ul ăsta la nivel 7, apropo, ca să primesc SDN-ul. 6, ok, asta e ceva diferit. Nu e ceva diferit. Dar, oricând sus are suficient HP cât să-i dăm trigger la animația de 8. Așa, a trebuit să fie destul de mort acum. Ok. Aș fi putut să pun, decât un singur bloc, n-avea avut nicio relevanță, adică chestia asta n-ai cum să mă elimine. Și acum, haide, trăiește! Învie-l, haide! Are puls, aia, e viu! Uite, cam e greu să resuscitez o creatură dintr-o asta, băi. Haide, cam mi-am scuipat peste tot din nou. Eu vorbesc foarte cu precipitația, trebuie să mă angajez la meteo. Uite, cam e cu vie și după, BAM! Ceva de genul, îți dau palmă peste față, fraiere. Ok, ia să facem chestia asta. Ăla-i, dă-i cu 7, dă-i cu 7. Nu! Dar ce? Ce nerău din creatură, dă-i cu 7, am vrut să dai cu toate 7, monstru ce ești. Ăla, acum, dă-i cu 7. Eu cred că aș bate joc de mine la ora actuală, ești nebun? Ok, ar trebui să aibă 4, ar trebui să aibă 8 acum, haide, dă-i cu toate. Îmi urăsc că existența atât de mult. Băi, tu ești prost la cap, tu ești prost în carapace? Nu, acum dă cu 2. Dă-i mă cu 7, cu 8, cu 100. Bată-te Dumnezeu, hai, încă o dată, hai ca să fie, te rog. Acum are 8, alea, dacă nu dau cu 8 nici acum eu bag picioarele, mă. Hai ce dă-i cu 8, alea, mă. Ia să vedem ce o să se întâmple. Asta e pe bune. E animat. Oh, m-a și eliminat. Arată șmecher, frate, arată super, dar nu compensează aspectul mișto cu animația, frate, adică are aceleași animații ca o țestoasă de aia de nivel 4. Avem un cod 19. N-are nimic unic, frate, decât aspectul e unic la creator. Mă simt atât de furat acum. Nu e corect. Ce avem noi aici? Cine este aici oare? CarnoRaptorul. Stai, decât 5 pentru CarnoRaptor și 700 experiență. Pa bune, atât de slabe considera CarnoRaptor. De cam asta e o umilință la adresa CarnoRaptorului. Nu sunt acolo treaba asta. Dar frate, sunt atât de dezamăgit. Un boss nou, arată mișto, toate cele, doar aspectul, atât. În rest, animații, nimic, frate, nimic unic la el. Sunt atât de dezamăgit. Și animația de 8, ai văzut cum ar veni ultimata lui, atacul special, e decât aceeași animație ca la orice altă țestoasă, doar că din altă perspectivă pusă camera, știi? Nu sunt atât de dezamăgit. Haide, am așteptat la ceva diferit, nu știu, adică nu prea poți să găsești nici ca ceva animație unică să pui așa o țestoasă asta, nu pare ce să-i faci. Dar și puteți să fac o spirală, ceva. Ar fi putut... am ratat una acolo, trebuia să fie... Puteam să iau 100 din ei. Ala-i, mă. 700 cu 5, merge. Încă unul! Aoleu, aoleu. Ăsta 3000 experiența, așa, măi. Aproape am făcut nivel 73 în timp ce construiam toate drăcile alea acolo. Tu, domnule! Am dat DNA pe tine, acum o să mi-l iau înapoi. Ups! Am dat mai devreme acolo. Nu trebuia să fac... M-am dezechilibrat pentru o secundă. Iar asta pic de pe scaun. Haide. Nu! Haide, cam mi-am crezut că se duce repede. Uite, haide așa. Uite, cam meu. Bă, acesta mișcă tot atât de repede de o dată, parcă ori merge bine creierul foarte încet. Așa, 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 și așa, ăla-i. Hui, n-am scăpat niciuna aici, de obicei scăpa una. Uite, lasă-te să nu mai scape, ăla-i. Ăla-i, era să mă duc pe 6 după aia pe 5, ești nebun. Uite, cam eu mereu mă prind la fazele astea. Așa, nu, 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 de ce? De ce, bată-te, Dumnezeu. Haide, cam eu keep trying, asta și fac. Ala-i, ala-i, te dau, ala-i, m-am prins cum trebuie să dau, mă. Te să dau cu o secundă înainte, fiindcă un fel de delay ciudat, la voi nu se vede chestia asta, delay, mă. Dar doar la mine, 3 este DNA, hai că mere. 3 din 5, e destul de decent. Ia-te, am primit niște chestii pe aici. Fai de... 16 DNA pentru treaba asta. Și dacă duc bossul la nivel 7, cât primesc unde n-ai pe misiunea care zice să-l la nivel 18, da. Da. Ia vină tu, domne, zac încoace. Vino să satisfac nevoia de bani. Cu o pildă bani, gata, ce ești. Bată-te, Dumnezeu să te bată, mamă, când am misiunea asta aici. Wow, that was not a hard, that's an airplane. Ce e? E o pastăre, e un avion, e un supererou. Nu, sunt gândurile lui Terex care zboară peste tot. It can't be that old. Maybe we can find it. Du-te, ia mai de aceea. Da, ce asta? It's just some around. That wasn't me. Uh-oh. Any idea when the system will be back up? Nope. Da, am înțeles, foarte interesantă discuția, foarte mult dialog. Lăsați-mă cu dialogul, că vă găsește toți dragi. De ce în toate jocurile mai nou sunt atât de mult dialog? Colect 10.000 coins, colect 50.000 coins, level up a dinosaur to level 21 or higher. O să se întâmple chestia asta. Cred că se întâmplă chestia asta. Asta așa, mă... Nu, am hrănit colasul cu safir, ar să fie. Deci, de la Horizon Observatory, Blim Bright, ce dracu-i prostia asta? Chestiile, perfect, o să rămân aici, înseamnă ca să colectez la ele. Ceea ce e foarte bine. Ok, chestia astea încă le-am aici, o să trebuia să mai pun eu fântânele și drăcip acolo. Deocamdată eu am de gând să merg aici, să fac și battle stage-ul ăsta, oameni. Și nu știu, să vă mai pui oidica, până ce avem noi aici oare? Plin de căprioare, bine că mi-am adus Alicia, nu? Ia să vedem ce avem aici. N-am niciun pterozaur. Așa e că n-am niciun pterozaur capabil de luptă. Asta ar fi destul de capabil de luptă și aș putea să mai fac în felul următor, numai ca să dau trigger la chestia asta, să vedem, și asta mi-a un card foarte bun. CarnoRaptor în acțiune. Așa, și apoi pot să mai pun un pterozaur, așa. O să trișez. Chiar dacă el pune 2, eu o să pun 3. Trebuie să vrea să fie mereu un avantaj. Ok, ne-am calculat foarte bine șansele. Acum șansele mele de pierdere sunt destul de ridicate, dar nu-mi pasă. Și o să pun un bloc. Adică dihania asta mai vine de două lovituri. Ok, deci data-mi tot ziceți voi mie să fac ăsta pasaurul ăsta că e OP, că nu știu ce. Am înțeles, văd de ce, văd punctul vostru de observație aici. Speram să dea Dinosaur. Apare nu se întâmplă ce cum vreau eu. Fie asta fie a pus un bloc, speram să rezerve. Ok, am mănâncă nasul. Nu m-a atacat, bun așa. Asta înseamnă că Terex-ul face o puncte de acțiune și un bloc. Ei, am protejat Pterandon. Mi-ar plăcea ca să putem să folosim, frate, moduri și în lupte de-astea așa, gen de-astea așa, uite cum e acum, vezi, într-o luptă de-asta de genul. Știi ce am de gând să fac? O să dezlănțui puterea Pteranodonului. Fiți atenți aici ce face nebunul de Terex. Terex, îi se la acțiune! Polivram pescuit! Haide, capul. Și trec moarte la tovarășul aici de față. Dacă el n-a îndrăznit să atace, atunci am dat eu una bună și sănătoasă să o țină minte. Bată-l, Dumnezeu, măi. 5. Asta dea cât 3. Da, Nostradamus a prezis-o din nou. Nostraterex Damus a prezis-o din nou. Și acum CarnoRaptorul care își elimina aparent oponentul într-o singură lovitură. O, uite mă, cum să nu dai tu la el aici la Conan, timp mai multe DNA, frate, mai multă experiență. Uite-te și tu, își elimina oponentul într-o singură lovitură, privește în ochi și spune direct, du-te acasă. Eat your potatoes, băi! Asta era replica pe care căutam, eat your potatoes. Și am mai câștigat și un Rare Pack. Bă, sunt de multe pack-uri pe ziua de astăzi, adică avem Mystery Pack-ul, avem și Golden Rewards-ul, am avut și ala cu MyCurse DNA-ul, mai avem și ăsta Rare Pack-ul, uite, vreo 4 pack-uri, am ratat vreunul, cred că am ratat unul. Nu, n-am ratat niciunul, astea sunt toate pack-urile alea grozave. Ia să vedem, 100 ADN, sunt binevenit, 1000 ADN, sunt binevenit, văd că au rotunjit numerele astea, frate, îmi place că au rotunjit numerele alea, și uite, 46.700 ADN acolo în cap frumos la Terex-ul, cum îi place lui, numerele alea frumoase, rotunjite așa. Ok, aș mai lupta odată la boss-ul ăsta, dar singura problemă e că nu prea am cu ce să lupt la boss-ul ăsta din nou. Ok, dăm chestia de acolo, așa, mulțumesc foarte mult, domnule. Problema e că nu prea am cu ce să lupt aici, frate, fiindcă eu am foarte multe creaturi de surface și dacă pui ceva de surface împotriva de hănii astea, ești efectiv făcut praf și purbe, fiecare 1400 atac, dar nu foarte inteligent în partea lui Terex. Și creaturile, final să fie. Asta nu-i foarte ok, frate, mi-a plăcut și creaturile astea, zi, boși ăștia, să n-aibă, să n-aibă gen clasa, frate, să fie de ăștia neclasați, așa, să nu fie nici de surfer, să fie de nimica, știi, să te lase pe tine acolo, să lupți cu ce vrei tu, să n-ai nici avantaj, nici dezavantaj, știi? Ar fi fost o chestie destul de ok să fie așa, dar, n-a fost să fie, ok, mai contează chestia asta odată, mai avem 3 duri, oare? Asta l-am făcut, vreau să fie. Altceva pe aici util pe care aș putea să le iau, nu, asta n-am de gând să o fac, nu vreau să-mi dau modurile, frate. Oh, hai să mergem la paddock cu raptori. Hai să mergem la paddock cu raptori, deși n-ar fi de bună să merg la paddock cu raptori ca să-mi arunc resursele aici, din cauza că trebuie să dau o dată, n-am ce să... Măcar o dată să dau, știi, măcar o dată, fiindcă îmi place chestia asta, frate, chestia asta să merită acum. Acum, uite-te, înainte aveam resurse și nu vreau să le bag în paddock ăsta. Acum n-am resurse și vreau să bag în paddock. Aia, am prins un băzăr, că ăsta e bun. Ok, aș putea să dau și ceva mâncare. Cine dorește să fie hrănit astăzi? Tu dorești să fii hrănită, Eco, ia să zic Charlie. Ok, ia să dă ție niște mâncare și dă la Terex-ul ceva foarte bun, așa de încheiere. Haide, un pack ar fi foarte tare. Sau ceva super rar. Piercing bite, nu prea folosesc eu piercing bite-ul ăsta, nu prea sunt atât de chestia, dar Torzeu să fie foarte util piercing bite-ul ăla. Ia să, încă ceva, haide. O ultimă ruletă cu noroc să fie aici la Terex un bot. Ceva super rar, nu, nu îl fai, hei, am început să folosesc chestia asta destul de des, nu îl fai, asta e destul de ok dacă pui la o creatură puternică care poate să dea nu îl fai la toată echipa adversă. Dar în fine, oameni buni, cam aici avem momentul să închid și acest episod, vreau să știu și eu, ați luptat împotriva bossului, ce părere aveți, sunteți la fel de dezamăgiți ca și Terex-ul sau sunteți fericiți că, hei, ceva nou? De fapt, da, trebuie să privesc în perspectiva asta, hei, ceva nou și ceva totuși complet banal, o țestoasă supraponderală, bată Dumnezeu lui. Dar în fine, oameni buni, cam aici să închid și acest episod, așa că dacă v-a plăcut și mă susțineți și toate cele, apăsați pe butonul acolo de like, eu vă tot suportul oferit și noi o să ne vedem cei data viitoare. Pa, pa!